Manu Tomescu, unul dintre cei mai vocali lideri de sindicat din CEO, a dezmințit informațiile apărute în mass media care îl dădeau ca fiind angajat într-un post de inspector social. Sindicalistul a postat și câteva fotografii de la adevăratul loc de muncă, cel de lăcătuș mecanic. Biroul meu îl puteți observa în imaginea de la postare și este format din 4 circuite benzi transportoare, dintre care 2 sunt cu plan înclinat, 6 grupuri de acționare și 12 mese de preluare și tot ce mai cuprind niște benzi transportoare, înfășurări, întinderi, etc. Astea sunt instalațiile pe care eu le controlez și le exploatez ca lăcătuș mecanic, 8 ore pe tură, zi sau noapte, vară sau iarnă. Iar pe aceste circuite trece tot cărbunele carierelor din nordul termocentralei Rovinari, între 4 și 6 milioane de tone anual, a fost mesajul sindicalistului pe pagina personală de socializare. Manu Tomescu a mai precizat că va face în continuare muncă sindicală în timpul liber.